Accidentul s-a petrecut în zona intersecției dintre șoseaua de centură și șoseaua Focșani. Coloana NATO se deplasa semnalizată corespunzător pe sensul de mers dinspre Brăila spre Galați, în vreme ce gălățeanul venea din sens opus. La un moment dat, acesta a vrut să intre în depășire fără să vadă semnalele făcute de antemergătorul coloanei. Pe sensul său de mers era însă oprită regulamentar o altă mașină, așa că gălățeanul nu a mai avut timp să freneze sau să evite impactul. A lovit în plin mașina staționată pe sensul său de mers, pe care a proiectat-o în câmp, în vreme ce mașina condusă de el a fost, la rândul ei, proiectată într-un vehicul militar din coloană. Deci coloana militară pur și simplu am oprit pe dreapta și am fost lovit din spate de către o mașină care a venit, m-am trezit în șanț. Mai multe după aia am văzut și eu exact mașina care m-a lovit din spate, că a intrat sub un blindat militar. În urma impactului, mașina gălățeanului a fost grav avariată, fiind nevoie de o echipă de descarcerare pentru a-l scoate dintre fiarele contorsionate. Bărbatul a fost transportat la spital cu răni la cap și la torace, însă acum se află în afara oricărui pericol. Șoferul autoturismului marca Logan nu a respectat indicațiile antemergătorului coloanei militare care se deplasa din sens opus și datorită neatenției în conducere a tamponat din spate un alt autoturism aflat pe aceeași direcție de mers și care oprise regulamentar, după care a fost proiectat într-un autovehicul TAB al armatei. Din nefericire, în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto. Am găsit un pacient încarcerat în autoturismul propriu, conștient și care prezenta traumatism cranian și toracic, probabil în lovitură cu volanul sau cu airbag-ul. A fost scos din mașină cu colegii de la pompieri, dus la Spitalul Județean la UPU pentru investigații. Coloana NATO se îndrepta spre poligonul din localitatea gălățeană Smârdan, acolo unde ieri a fost lansată faza 1 a exercițiului militar multinațional Sabre Junction 15, care se va derula în luna aprilie. În drumul lor spre destinația finală, militarii americani au făcut spectacol, făcându-le cu mâna și salutându-i pe cei întâlniți în drumul lor.